Suntem veghetorii de peste națiunea aceasta, care nu vom permite în școli, în guvern, în instituții, în companii să facă legea de destrăbălarea și imoralitatea. Românii care se declară 98% creștini, dragi români, dragi creștini, a venit vremea să trăiți creștinismul, a venit vremea să trăiți cuvântul lui Dumnezeu, a venit vremea să trăiți ceea ce declarați la recensământ, a venit vremea să vă lăudați cu Dumnezeu și neprihănirea Lui. A venit vremea să faceți familii sănătoase care nu mai divorțează. A venit vremea să nu mai ucideți prunci prin avort. A venit vremea să nu mai vă dați fetele spre destrăbălare sexuală. A venit vremea să nu ne mai dăm fetele spre prostituție online. Videochatul a început să cuprindă România, să mănânce România. 38% dintre femeile până în 38 de ani se prostituează online și asta este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Creștinilor care vă declarați de mii de ani creștini, creștinilor care vă declarați la recensământ 98% creștini, haideți să trăim scripturile, haideți să deschidem scripturile, haideți să le citim și să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și adevărat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iisus pe care l-aveți pictat poate pe gât, pe brațe, Iisus pe care îl purtați pe un crucifix la piept, acel Iisus a zis: omul nu se hrănește doar cu pâine, ci omul se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus Hristos de pe cruce, Iisus Hristos al ortodoxilor, al catolicilor, al penticostalilor, al baptiștilor și al tuturor oamenilor a spus așa: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. A venit vremea să ne întoarcem la scripturi. A venit vremea să citim scripturile. A venit vremea să respingem pe satana din națiunea noastră. Pentru că Iisus Hristos l-a mustrat pe diavolul cunoscând scripturile și l-a mustrat pe satana prin scripturi. Cum vei face tu, creștinule, față ispitelor dacă tu nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos îl cunoștea din pruncie? Cum vei birui tu dacă nu strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta? România, din păcate, chiar dacă se declară o țară 98% creștină, vreau să vă spun că în marea majoritate este păgână, în timp ce se laudă cu creștinism. Am combinat biserica cu practici păgâne și trebuie să ne întoarcem la Hristos.